În dispensarul policlinic funcționează de ani buni un cabinet de planning familial care este încadrat cu un medic plătit din programele de sănătate finanțate de Ministerul Sănătății. Cabinetul de planning este al spitalului, cabinetul respectiv de planning, care asigură evident consultații tuturor persoanelor interesate pentru contracepție, metode contraceptive. La acest cabinet funcționează un medic de familie care are competențe în domeniul planificării familiale. Care este medic de medicină de familie și cu competențe pe partea de planning familial și de aici desfășoară activitatea acolo împreună cu o doamnă asistentă. Toate cazurile care sunt interesate, care doresc informații despre tot ce înseamnă contracepție, planning familial, se pot adresa în policlinică la doamna doctor. Medicul care răspunde de planificarea familială apreciază că a fost afectată în mare măsură de perioada postului mare în familii, cât despre apariția de sarcini nedorite la adolescente. Acesta este rezultatul lipsei de educație pentru sănătate, consideră medicul. Deci deocamdată a fost post și căsătoriile au fost mai în pauză. De acum s-au reluat să s-o ieșe din post. La fel și pentru contracepții în perioada de post, femeile mai renunță la contracepții pentru că oricum, dar fiindcă e postul, țin postul. Ce să vă mai zic? Câți au trecut pragul aproximativ pe lună? Câte cupluri trec planul și mai ales... Dar eu asta v-am zis, deci deocamdată cât a fost postul, cuplurile pentru căsătorie au fost rare. Se mai punea problema educației sexuale a adolescenților. Deci educația sexuală a adolescenților am fost nu recent, dar am fost cu Sanepidul, cu domnul doctor Nazaritean cu vreo 2 ani și nu a dat niciun rezultat. Am fost în licee și în rural și în urban în speranța că o să-i motivez. Deci educație pentru sănătate, nu educație sexuală. Da. Și de ce nu sunt receptivi? Păi nu știu. Probabil pentru că este internetul și ei se autoinformează mult mai bine de pe internet. Da, și cum vedeți rezolvat această problemă pentru că numărul nașterilor... Eu știu, dar știu că numărul avorturilor, mai ales și a nașterilor la fete mititele, informarea, dar în primul rând informarea trebuie să fie doritori să se informeze. Planningul familial se ocupă cu activitatea de consiliere a persoanelor sau cuplurilor și ajutarea acestora în a-și alege metoda cea mai potrivită de contracepție, de îngrijirea sănătății sexuale și de planificarea sarcinilor. Planificarea familială consiliază cuplurile și asupra pericolelor reprezentate de bolile cu transmitere sexuală. De la începutul anului și până acum, la maternitatea din Roman au adus pe lume copii un număr de 28 de mame, toate minore.